Bien, bine ați venit la videotorial.ro Eu sunt Cristi și astăzi vom vorbi despre wireless Vom vedea cum trebuie să ne plasăm rețeaua noastră pe lângă rețelele vecinilor astfel încât să avem un semnal de calitate o acoperire bună și bineînțeles o experiență plăcută pe toate dispozitivele Este foarte important să plasăm foarte bine rețeaua noastră wireless în spectrul radio ca să evităm interferențele și să avem uh, o viteză cât mai bună, pentru că nu știu dacă știați chestia asta, dar lățimea de bandă se împarte, da? Deci dacă avem, de exemplu, patru rutere a câte 100 de uh, megabits pe secundă, fiecare, care merg în același timp, pe același canal, lățimea de bandă se împarte. Și vom avea câte, să zicem, 25 de megabits pe secundă pe fiecare. Bineînțeles, eu o socoteală matematică, cu toate că vom avea mult mai puțin, dar Cam așa merg lucrurile, nu putem avea viteză maximă într-un mediu aglomerat, într-un mediu cu foarte multe rețele. Cum putem afla câte rețele sunt în zona noastră și pe ce canale sunt și așa mai departe? Foarte simplu, avem aplicații și pentru desktop și pentru mobile. Pentru mobile este o aplicație pe Android, se numește Wi-Fi Analyzer. Nu este asta singura, sunt mult mai multe aplicații, dar asta este să zicem cea mai populară. După cum vedeți aici sunt rețelele, vedeți rețeaua MicroTik mic, Netis, Huawei, iar un MicroTik pe aici, iar un Asus, sunt mai multe rețele. După cum vedeți rețelele astea se suprapun, în cazul acesta când rețelele se suprapun, practic se calcă pe picioare, se spune, este o rețea de 20 de MHz și una de 40, vedeți că asta de 40 e mai grasă, da? Uh, sunt două rețele aici și se suprapun. Bineînțeles, rețeaua asta de 20 de MHz cu siguranță va intra în conflict cu asta altă și nu se vor înțelege foarte bine. În schimb, astea care sunt suprapuse 100%, Astea vor împărți lățimea de bandă, nu vor avea atât de multe erori, dar vor împărți lățimea de bandă și lățimea de bandă se va împărți la toate rețelele. Bineînțeles, viteza va scădea, va fi mult, mult mai mic. Dacă putem să facem rețelele astea mai mici, să le îngrămădim cumva ca să nu avem probleme, e de preferat să folosim lățime de bandă de 20 de MHz pe canal și în felul acesta să nu mai avem probleme. Chiar dacă de la început stabilim o viteză mai mică, vom avea o viteză sănătoasă, o viteză stabilă, latența va fi foarte mică și experiența pe net plăcută, pentru că până la urmă nu avem nevoie de 200 de megabits pe secundă să navigăm pe net, să nu uităm pe YouTube și așa mai departe. Avem nevoie de viteze mult mai mici, dar net stabil este foarte important. Asta este aplicația pentru Android, avem și o aplicație pentru desktop, se numește Acrylic Wi-Fi Home, uh, wi o găsiți la download, o să vă las și o link-ul, dar în timp ce o instalați, debifați chestia aia cu uh, raportarea erorilor, cu sunteți de acord, cu nu știu ce. Uh, o găsiți exact la începutul instalării, o debifați și urmați instalarea în mod normal. După cum vedeți, aici avem mai multe rețele, aici sunt toate, da? În momentul în care le selectăm, o să le vedem aici. Aici avem banda de uh, 5 GHz, da? După cum vedeți, banda de 5 GHz. Cu toate frecvențele de la 5180 până la 5320, asta este banda comună, aici se învârși smartphone-urile, tabletele dispozitivele portabile mai încoace ajung și laptopurile care sunt mai bune, dar în general e bine să rămânem în zona asta. De preferat ar fi să rămânem de la canalul 36 la canalul 48 ca să evităm uh, problemele de compatibilitate. Acum, ceva foarte, foarte important pentru cei care nu știu. În momentul în care probabil v-ați lovit de chestia asta, aveți un telefon super șmecher și vreți să vă conectați la un wireless și prietenul vostru spune hai mă, conectează-te, vă dă parola la wireless, dar voi nu vedeți wireless-ul. De ce nu-l vedeți? Pentru că este în zona asta de aici sau în zona asta de aici, pentru că uh, routerul are autocanal și se pune singur pe alt canal ca să nu deranjeze pe ceilalți. Este foarte importantă chestia asta. Haideți să rezolvăm și noi canalul în partea asta aici. O să rezolvăm imediat, ne conectăm acum la uh, o altă rețea. Așteptăm să se conecteze, vom deschide routerul și vom modifica canalul acesta de aici, vom duce uh, microticul ăsta de 5 GHz, îl vom duce în partea asta ca să nu avem probleme de compatibilitate, să nu împărțim lățimea de bandă până la urmă. Da? Așa, haideți să ne conectăm. Mergem pe rețeaua de 5 GHz și aici avem, haideți să facem și altă jmecherie. După cum vedeți, avem lățimea canalului 20, 40, 80 de MHz. După cum vedeți aici, 20 de MHz, 40 sunt două de astea și 80 sunt patru de astea, da? Deci fiecare segment de ăsta are câte 20 de MHz. Dacă eu fac acum mutarea asta, haide să fac așa ceva, Da? și îl poziționez de aici încolo, adică de la 5260 încolo. Așa, haideți să vedem ce iese. I-am dat apply. Și acum normal ar trebui să se mute în partea asta, să vedem dacă se întâmplă treaba asta. Așa, cred că a dispărut între timp. Da, a dispărut. Până un alt, haide că o să așteptăm să vedem dacă se mută în partea asta. Ar trebui să se mute în mod normal, uh, pentru că am modificat canalul. În felul acesta, routerele nu o să mai împartă lățimea asta de bandă. Aici erau trei rețele, erau două rețele de la un router Asus și o rețea de la Microtik. Uh, Asta nu e o chestie foarte bună, fiind și pe 5 GHz împărțeau lățimea de bandă și în momentul în care ai 5 GHz vrei întreaga lățime de bandă, vrei o conexiune foarte, foarte bună. Haideți acum să mergem pe 2,4 GHz, o să ne întoarcem imediat și la routerul acela. Ah, uite care a venit. Ați văzut, a micșorat canalul, da? Haideți să ne reconectăm. După cum vedeți am pus canal de 20-40 și am modificat aici, deci l-am făcut mai micuț. În mod normal, la viteza asta nu o să avem câștig prea mare, o să avem undeva la 400 de megabits pe secundă lățime de bandă, dar o să avem posibilitatea să introducem 4 rețele aici în spectrul ăsta vizibil, vizibil și pe dispozitive mobile. Haideți acum să modificăm, să punem 80, da? Punem așa, de la 5260 încoace, e ok, dăm Apply și normal ar trebui să se mute aici da și să se îngrașe un pic, să se mărească. Am evitat problemele și aici, hai că o să ne întoarcem imediat, hai acum pe 2.4 GHz, aici tot așa e haos destul de mare aglomerație destul de mare, trebuie să facem ceva, da? Avem aici o rețea Netis. Pasta o să o facem mai micuță și o să o dăm în partea asta. Haideți să facem acum, așa. Ne conectăm pe Netis. Am cam multe rețele aici, dar în momentul în care le pui bine pe toate, nu ai conflict de IP, nu se încalică rețelele, n-au probleme, merg toate foarte bine cu cine mai intră în, în, conflict, intră în conflict toate rețelele astea cu mouse-ul. Dacă ai mouse pe wireless, atunci o să simți un lag la mouse în momentul în care prinde viteză mare rețeaua. De asemenea, dacă aveți Bluetooth, tot așa o să simțiți un lag. Dacă aveți USB 3.0 cu ultimele chipseturi de la Intel, au probleme aceste chipseturi. Nu știu dacă știați chestia asta, dar în momentul în care conectez două chestii pe USB 3.0, încep să intre în conflict unul cu altul. Chiar și cu USB 2.0 intră în conflict. Acum, haideți să mergem să, ne, să vedem cu routerul Netis. Am zis că o să modificăm canalul. După cum vedeți aici, avem posibilitatea să alegem, da? suntem pe EU, adică pe comunitatea europeană, pe EU, Europa și aici avem canale de la 1 la 13. Dacă eram pe US, o să vedeți că avem de la 1 la 11. Da? Noi lăsăm pe EU și e bine la EU că putem strecura mai multe rețele de la 1 la 13. Haideți să strecurăm pe canalul 1, da? acest netis și să-i punem canal de 20 de MHz. Save. Și acum o să ne uităm la Netis, este asta albastră de aici. Ar trebui să se ducă în partea asta. Da, nu s-a dus în partea asta, n-a vrut. Haideți să mai intrăm o dată. Pe ce suntem conectați, pe Netis, e ok. Dăm un refresh să vedem că suntem aici. Și mai intrăm o dată pe wireless. E, eh, a vrut el canalul 5, nu-i nimic. Îi băgăm noi mințile în cap acum. Și acum normal ar trebui să se ducă pe canalul 1, să se mute mai încoace. Gata, s-a mutat. Acum haideți să ne ocupăm de asta verde, da? Asta e microtic mic, așa se numește. Îl vom micșora pe ăsta și îl vom da un pic mai așa. O să-l punem pe canalul 5, să zicem și acum trebuie să mă conectez pe rețeaua asta. E un coșmar wireless aici la mine, dar v-am spus, îl poți face să funcționeze foarte bine dacă ai grijă cu canalele, ai grijă cu IP-urile, totul merge brici, nu e niciun fel de problemă. Acum haide să ne conectăm Asta este al router microtic, Am două rutere de la microtic despre care o să vorbesc în tutoriale în viitor. Uh, și aici avem, trebuie să punem routerul aici undeva pe 2432 MHz pentru că Microticul nu are canale de la 1 la 13. Deci încă o dată, hai că am și uitat că trebuia, pe la 2432 trebuie să-l pun. Așa, și îl micșorăm, îl facem de 20 de MHz. Apply. Și acum ne uităm. Trebuie să se micșoreze și să se încadreze aici. Frumos. Frumos. Acum, normal, mai am câteva, uh, câteva rutere de făcut, dar nu stau să le fac acum. Ați înțeles voi cam cum merge treaba. Microtic. Hai să-l rezolvăm și pe ăsta. Îl ducem pe canalul 14. Haideți să începem la 2284, dar trebuie să schimbăm rețeaua wireless. Așa. Deci am zis pe 2,4 GHz, am zis pe 2484. Avem, nu putem să mergem, dar uh, o să schimbăm. Haideți să schimbăm, nu știu, Bulgaria, poate ne lasă așa. Hmm. Haide să lăsăm așa. Și să lăsăm România. Haide să vedem unde se duce. Deci, ăsta este de aici. S-a dus așa, și normal, acum ar trebui să umblu și la ăsta să-l mut mai așa, dar nu stau să mai fac chestia asta acum și le-am găsit la toate poziție pentru că canalele de la 1 la 13 putem să strecurăm fără să se suprapună 4 rețele de 20 de MHz canalul. Deci e foarte ușor să facem astea. Acum, în mod normal, pe rețelele astea, chiar dacă am un canal mai mic, chiar dacă nu mai, am, nu mai ajung la wireless 300, wireless N300 să zicem, tot ajung la 150 și conexiunea va fi stabilă, totul va merge foarte bine, nu, vo, nu voi avea lag și nu se vor deconecta device -urile. Este foarte, foarte important. Deci chestiile astea trebuie să le facem cu mare atenție. Cu siguranță la voi dacă stați la bloc sau chiar la curte undeva în oraș o să aveți o nenorocire de încrengătură de rețele. Uitați-vă și voi, vedeți unde este spațiu mai gol, voi o să aveți un singur router. Încercați să-l puneți într-o poziție în care ori este foarte lejeră zona, nu sunt multe rutere, ori unde sunt rutere care nu prea sunt folosite. Orientați-vă și voi, monitorizați la anumite rețele, la anumite ore și vedeți cum merge treaba. Pentru că putem fi pe același canal cu, nu știu, cu 20-30 de rutere. Nu e o problemă dacă niciunul nu merge, da? dacă toate stau și nu fac nimic, noi putem avea viteză maximă. Nu vom avea viteză maximă însă când și proprietarii acelor rutere le folosesc și le exploatează intens. Cam asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cristi, voi ați fost la videotorial.ro. Încă o dată vă mulțumesc. La revedere!